Bună seara, sunt Vitalie Coșocar și începe emisiunea Vocile care contează. Iată temele ediției de astăzi. Israel. În Israel există negocieri, cabinetul de război al Israelului și continuă aceste negocieri în ceea ce privește un posibil răspuns militar în adresa Iranului. Ca și data trecută în cazul atacului din fâșia Gaza, o acțiune militară se lasă așteptată în Orientul Mijlociu. Analizăm situația cu Vocile care contează în această seară. Între timp, România analizează trimiterea unor trupe în Orientul Mijlociu. Ar urma să lupte românii noștri cu rebelii Houthi, cel puțin asta spune Klaus Iohannis, și va cere aprobarea Parlamentului. Ce spun reprezentanții puterii și opoziție, aflăm în această seară de la politicieni invitați la Euronews România. Avem și o veste excelentă chiar. În România a început să funcționeze un spital pentru copiii care au afecțiuni oncologice. A fost construit de societatea civilă, din donații, ci nu de stat. Doar că societatea civilă nu va fi reprezentată într-un consiliu de administrație al spitalului, așa este legea. Ce mesaj le transmit cele două fondatoare ale Asociației Dăruiește Viață, premierului, ministrului sănătății sau altor politicieni, o să vedeți într-un interviu pe care l-am făcut astăzi chiar în spital Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Până atunci discutăm despre situația din Orientul Mijlociu. Cabinetul de război al Israelului încă stabilește care ar putea fi răspunsul militar al atacului Iranului din weekend. Desigur, dacă va fi un asemenea răspuns, un atac direct asupra Iranului ar putea inflama și mai mult starea de spirit în Orientul Mijlociu, lucru pe care inclusiv aliații Tel Avivului încearcă să îl evite. Este a cincea zi în care liderii politici israelieni încearcă să se pună de acord asupra acțiunilor de răspuns. Susținătorii internaționali ai Tel Avivului spun că vor apăra Israelul în continuare, dar nu sunt de acord cu acțiuni militare directe, în care spun că nu se vor angaja. Profitând de neînțelegerile dintre politicienii israelieni, Iranul amenință că va răspunde cu arme pe care încă nu le-a folosit dacă este atacat. Pe har dalili. رژیم صهیونیستی میخواد کوچکترین شیطنتی علیه سرزمین ما، علیه افراد ایرانی، علیه منافع جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، قطعا با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و همونطور که عرض کردم دیگر 12 یا 13 روز فاصله بین اقدام رژیم صهیونیستی و پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. صهیونیست ها باید روی نه ساعت بلکه ثانیه ها باید حساب کنند. De partea sa, șeful armatei israeliene a declarat că țara sa va răspunde la atacul din weekend al Iranului, dar nu a dat detalii când și cum. Statele Unite se așteaptă ca răspunsul militar al Israelului să fie limitat și posibil de mai mică amploare, urmând a fi vizate mai ales grupările militante sprijinite de Iran, așa cum sunt Hezbollah în Liban și rebelii Houthi în Yemen. We're here with the body of one of the ballistic missiles that was launched from Iran directly to Israel. These ballistic missiles are ones that has 500 kilos of explosives in the warhead. We are talking about over 110 ballistic missiles coming from Iran aiming towards Israel. These are 60 tons of explosives directly to Israel. În acest timp, Israelul cere unui număr de 32 de țări să aplice sancțiuni asupra economiei Iranului. Guvernul israelian organizează o așa numită ofensivă diplomatică internațională, cerând altor state să sancționeze Iranul în urma atacurilor din weekend. Despre un posibil răspuns militar al Israelului, dacă acesta va avea loc, desigur, discutăm în continuare cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că sunteți alături de noi. Vin ceva vești din Israel, dar acestea spun foarte simplu, vom ataca, însă vom fi smart. Vom ataca într-o formă care să ne permită să facem acest lucru. Deocamdată nu știm sub ce formă. Citam acum dintr-un răspuns al lui Daniel Hagar, este purtătorul de cuvânt al IDF, Forțele Armate Israeliene. Dumneavoastră, ce ne spuneți? Va fi sau nu va fi un atac?
Înainte de a răspunde la întrebare, un succint comentariu legat de prezentarea anterioară. România nu va trimite trupe în Orientul Mijlociu. Este vorba de un număr de militari, probabil ofițeri de stat major. E vorba de 5 militari. Nu reprezintă nici de cum trimiterea de trupe. Atunci când vorbim de trupe, vorbim de batalioane, de brigăzi, de escadrile, de aviație și așa mai departe. Opțiunile militare cred că sunt deja realizate. Militarii au obligația să facă o planificare, să-i spunem pe înțelesul tuturor, o planificare a focului. Pe mai multe variante, pe mai multe cursuri de acțiune. Probabil o variantă maximă, o variantă medie și o variantă minimă. Să sperăm că varianta pe care o vor decide politicienii, respectiv cabinetul de război, este varianta minimă. Varianta minimă cel mai probabil se referă la lovituri punctuale sau eventual o lovire mai masivă a milițiilor pro-iraniene, mai ales din zona cărora s-au executat lovituri cu rachetele și cu dronele în atacul din weekend, și lovituri punctuale asupra. Și aici sunt mai multe probabilități pe care putem să le luăm în calcul. Sistemului facilităților de nu neapărat de înarmare, ale programului nuclear iranian. Sigur, noi știm că programul nuclear iranian nu înseamnă sau nu ar însemna numai energie nucleară, dar și dezvoltarea armei nucleare. Ce, domnule general, tot asta înseamnă că atacul ar putea să fie, dacă vizează sistemul nuclear, ar putea să fie pe teritoriul Iranului? Da. Și asta s-ar înscrie în varianta medie și puternică a unui răspuns? Nu. Este ceea ce spuneam, varianta minimă. Este o lovitură punctuală, asemenea lovituri s-au mai executat. Bun, dar în acest... nu numai asupra facilităților legate de programul nuclear în scopuri militare. Da, înțeleg asta. Tot în aceste o lovitură punctuală poate să fie o bază militară. O bază militară de unde au fost lansate rachetele și dronele care au executat, sigur, tragerea cu care s-a executat lovirea Israelului în weekend. Este tot o lovitură punctuală, este o lovitură chirurgicală și este o lovitură minimă. Ok, cum se va întâmpla asta? Să nu uităm că între Iran și Israel sunt câteva țări pe care ar trebui să le survoleze, eventual rachetele sau avioanele Israelului. Prin urmare, ar trebui să obțină drept de survol și dacă Statele Unite nu este de acord cu un asemenea atac, cum vor face israelienii? Nu se pronunță Statele Unite asupra dreptului de survol pe deasupra teritoriului irachian. Exact. Sau pe deasupra teritoriului sirian. Iranienii, într-adevăr, din datele pe care le avem, au informat de survolul rachetelor și al dronelor care au atacat Israelul. Și aici lucrurile trebuie văzute într-o notă. Notă care aparține ambelor părți. Nu se vrea escaladarea și ajungerea la un război deschis. La un război în Orientul Mijlociu și în zona Golfului, la un nou teatru de operații. Situația aceasta este mai veche. Nu asistăm pentru prima dată la aceste lovituri. Este foarte adevărat, pentru prima dată se folosește teritoriul Iranului pentru a lovi Israelul. Se desfășoară o lovitură cu un număr relativ mare de drone și rachete, mai ales rachetele balistice, dar în același timp loviturile nu au făcut ca sistemul de apărare antiaeriană și antirachetă al israelienilor, dar și al aliaților Statelor Unite, Marea Britanie, Franța, care a furnizat informații, să fie suprasaturat.
Da. Pentru că una este să lovești cu 300, da, de drone și de rachete, și alta era dacă lovea cu 1000-1500. Existând asemenea capabilități în inventarul Iranului. Da, domnule general. Ideea este, da, vă rog. Rămâneți, vă rog, alături de noi, pentru că aș vrea să îl mai întreb și pe domnul Flavius Caba Maria, este președintele Institutului Economic și Politic al Orientului. Dânsul este alături de noi prin legătură video. Bună seara, ne auziți? Bună seara, mulțumesc pentru invitație, vă aud. Da, citeam un comentariu care spunea în felul următor: ultimul lucru pe care îl doresc statele din Golf în acest moment este o conflagrație care ar crește, de exemplu, prețul petrolului, care ar bloca strâmtoarea Ormuz și altele. Este și ultimul lucru pe care și-l dorește neapărat Israelul, de a crește tensiunea în zonă și a escalada, că e un cuvânt la mod, a escalada acest conflict? Bine, din perspectiva Israelului, și anume ceea ce va decide cabinetul de război, orice variantă este posibilă. Presiunea din partea miniștrilor cabinetului de război este undeva de a reacționa sub o anumită formă. Deja au fost menționate diferite variante, adică pe trei tipuri de variante: variantă minimă, medie sau maximă. Minima ar putea fi acele lovituri punctuale de precizie asupra diferitelor facilități și deja menționate strategice sau anumite facilități, inclusiv nucleare și baze militare considerate tot strategice. Din perspectivă economică, statele Golfului, dacă trecem puțin la ideea privind statele Golfului, această escaladare nu este în favoarea statelor Consiliului de Cooperare al Golfului. Ele se află într-un moment în care își dezvoltă foarte mult dimensiunea economică. Au anumite strategii de implementat, în special Arabia Saudită, strategia 2030. Orice mișcare, orice extindere a conflictului va afecta inevitabil situația din zona Golfului, a statelor din Consiliul de Cooperare al Golfului, ceea ce va duce la anumite crize, inclusiv pe problema economică din statele respective. Ceea ce ar putea fi, care ar putea fi efectul din perspectivă economică, pe lângă blocarea strâmtoarei Hormuz, care ar putea fi blocată atât militar, sub formă de control militar, dar și blocată fizic. Dacă va fi blocată fizic, vom asista la câteva săptămâni, cel puțin probabil, până la o deblocare, dar și controlul strâmtorii Bab el-Mandeb, care este controlată într-un anumit fel de către Houthi, nu neapărat controlat în totalitate, că există acele operațiuni militare desfășurate de către Statele Unite și către aliați pentru asigurarea libertății de mișcare. Dar Houthi au o anumită capabilitate în zonă pentru a crea o întrerupere a fluxului pe strâmtoarea Bab el-Mandeb, dar și Iranul are o prezență destul de bună în portul Sudanului. Bun, aș vrea să vă mai întreb ceva. S-au relansat... Da, domnule Caba Maria, Teheranul a anunțat deja că orice atac, orice ripostă din partea Israelului orice ripostă va avea un răspuns și mai puternic din partea Iranului. Ori, după ce am văzut această demonstrație de forță, ne gândim ce alt răspuns ar putea să aibă Teheranul dacă Israelul se decide să vină cu o ripostă, fie și în varianta mică și a loviturilor punctuale. Odată cu această acțiune, în special cea de sâmbătă, când am asistat la o schimbare a paradigmei în Orientul Mijlociu, Iranul sau oficialii de la Teheran au abandonat această strategie de răbdare strategică, și anume răbdarea strategică, ei considerând că orice element care duce la o întârziere de răspuns reprezintă de fapt o slăbiciune. Iar în contextul actual consider că în cazul în care Israelul va ataca teritoriul Iranului, noi vorbim de teritoriul Iranului, nu alte, să zic, alte grupuri dislocate pe alte, din alte state din zonă. Dacă va lovi teritoriul Iranului, eu consider că Iranul va riposta din nou, probabil și mai puternic. Și de ce zic mai puternic? Și dumneavoastră ați menționat că anterior a fost un atac destul de puternic. Eu zic că anterior a fost totuși un fel de test din partea Iranului. Ei au folosit diferite metode, diferite tipuri de armament, adică drone, rachete de croaziere, rachete balistice, nu au folosit rachetele supersonice,
La rachetele balistice au folosit diferite tipuri de focoase pentru a observa modul de reacție al apărării antiaeriene al forțelor armate izraeliene, plus că elementul surpriză anterior a lipsit, fiind anunțat acel atac. De asemenea, au putut fi interceptate foarte multe drone, inclusiv rachete de croazieră și balistice au putut fi interceptate datorită prezenței și a aliaților, a sprijinului acordat de aliații Israelului, dar și a sistemului de apărare multistratificat al Israelului. Deci consider că Iranul va riposta, populația iraniană a fost pregătită psihologic cu atacul anterior, s-a trecut acest baraj psihologic al scoaterii din umbră a războiului dintre cele două state, a devenit undeva oficial până în prezent, din 1979 vorbim, nu neapărat din 1948, dar din 79, de când avem Republica Islamică Iran, acest război s-a dus chiar punctual între cele două state, într-o zonă gri, într-o zonă nevăzută. Dar acum acesta l-a adus la suprafață. Da, da, ceea ce este important e acest... Rămâneți, vă rog, încă alături de noi, pentru că aș vrea să mă întorc la domnul general Virgil Bălăceanu și am văzut, există această posibilitate ca Israelul să atace Iranul și Iranul să revină cu o ripostă chiar mai puternică, mai ales că nu și-a folosit toate capabilitățile militare. Dar în aceste condiții, știind că Israelul are deja un război de dus în Gaza, își permite să mai deschidă un front, această ripostă chiar și una aeriană și răspuns militar, ripostă cu Iranul, credeți că reprezintă o problemă pentru Israel, domnule Bălăceanu? Nu cred că reprezintă o problemă pentru Israel. Israelul are sistemele de apărare antirachetă bine puse la punct și rezervele de muniție sunt bune. Nu cred că poate fi luat prin surprindere, chiar dacă nu vom asista la o ripostă mai consistentă față de ce a însemnat atacul din weekend. Problema Iranului însă rămâne legată de răspunsul pe care îl primește de la Israel. Pentru că atunci când vor răspunde cu un număr mai mare de lovituri, nu ne așteptăm să atace cu aviația. Aviația iraniană nu este performantă. Și atunci presupunem un atac cu un număr mai mare de drone și de rachete. Apărarea antiaeriană a Israelului este sprijinită de sistemele de apărare antiaeriene dislocate de către americani în Marea Mediterană, în Marea Roșie, chiar și în Golful Persic. Probabil se pregătește un sprijin mai consistent occidental a celor care au mijloace în zonă. Poate acesta va fi și un motiv, iată, ar fi un paradox, ca în Congresul American să se aprobe pachetul de sprijin pentru Ucraina, dar care include, nu, și pachetul de sprijin pentru Israel, este vorba de acel pachet de 110 miliarde de dolari. Da, și foarte interesant ca atare, în acest context, Iranul, dacă merge pe un răspuns disproporționat, riscă să primească un răspuns și atunci se ajunge la un gen de escaladare a loviturilor defavorabile Iranului în definitiv. Da, înțeleg. Iranul trebuie să fie precaut și este, ca să nu se ajungă la un teatru de operații. Iranul să fie ținta unui atac, pentru că va fi ținta unui atac internațional, a unei coaliții internaționale, dacă Iranul va escalada aceste lovituri împotriva Israelului. Există posibilitatea, se va considera că Israelul are dreptul la autoapărare și la protecția vieții cetățenilor.
Da. Și atunci se ajunge la o escaladare absolut defavorabilă Iranului, mai ales că Iranul nu are aliați în zonă, are doar aliați proxy. Da, înțeleg, domnule general, ați vorbit dumneavoastră de state care ar sprijini Iranul. Înțelegem. Da, ați vorbit dumneavoastră, s-a vorbit în ultima vreme despre capabilități nucleare ale Iranului și ale Israelului. Ce înseamnă când două state care au dezvoltat aceste programe nucleare ar putea să intre într-un război? Practic sunt și teoretic și practic sunt într-un război, dar ce ar însemna din punct de vedere al securității nucleare un asemenea război între Israel și Iran? În general, arma nucleară descurajează și avem exemplu India și Pakistan. India și Pakistan au conflicte, dar sunt conflicte de graniță. Nu am asistat la un război generalizat între India și Pakistan, deși diferendele teritoriale se mențin. Un motiv este acela că ambii dețin sigur, în mod oficial sau neoficial, aceste capabilități. Oficial Israelul nu deține, oficial Iranul nu ar deține. Dar dacă cele două state dețin, este un alt element de descurajare ca să nu se ajungă la un război generalizat. Da, am înțeles. Interesantă această observație. Mulțumim foarte mult. Rămâneți alături de noi. Mă întorc la domnul Flavius Caba Maria și spunea domnul general Virgil Bălăceanu despre ajutorul pe care Statele Unite ar putea să-l dea Israelului și la pachet ar putea să primească și Ucraina ajutor. Am văzut că s-au terminat banii. Efectiv, în acest moment, orice ajutor din Statele Unite către Ucraina aproape că a fost sistat. În acest context, vedeam o declarație a lui Vladimir Putin care cerea să nu escaladeze situația în Orientul Mijlociu. Care este interesul Rusiei, totuși, în acest conflict? Acum, interesul Rusiei, bineînțeles, dacă odată cu escaladarea conflictului, atenția publică se mută în Orientul Mijlociu, la Ucraina va deveni probabil în plan secundar. Ceea ce vreau să evidențez aici, prezența Rusiei în Siria. Aceasta este semnificativă și din punct de vedere securitar. Nu putem spune că undeva în partea de nord Israelul se vecinează cu Rusia. Prezența Rusiei în Siria este foarte importantă la acele baze militare, unde trebuie să vedem că există o disensiune în gândire privind spațiul sirian între Rusia și Iran. Prezența avioanelor, aceasta a fost de multă vreme o discuție, și anume prezența avioanelor în spațiul sirian, aerian sirian, a fost contestată uneori de autoritățile de la Teheran. De ce Rusia nu intervine? Deci prezența Rusiei în zonă este foarte importantă și pentru asigurarea libertății de mișcare în aviației izraeliene. Pe de altă parte, bineînțeles, din punct de vedere a relațiilor istorice dintre cele două state, mă refer Rusia și Iran, nu au fost foarte bune de-a lungul timpului. În ultima perioadă vedem această cooperare, dar o cooperare pe linie de oportunitate în funcție de contextul actual. De aceea undeva va rămâne într-o zonă de precauție între cele două state, Rusia și Iran. Mai degrabă am vedea un sprijin pe care chiar și-l observăm din partea Chinei, unde China s-a pronunțat în dreptul Iranului de la autoapărare. Da, aș mai avea o întrebare în acest context referitor la sancțiunile pe care Statele Unite au anunțat că le pregătesc pentru Iran. Ori Iranul este una dintre cele mai sancționate state pe lângă Rusia și Coreea de Nord. Ce alte sancțiuni ar mai putea inventa și ar mai putea stabili comunitatea internațională? Da, regimul acesta al sancțiunilor este clar un instrument de politică externă. Din perspectiva sancțiunilor vreau să evidențez faptul că Iranul este aproape sub sancțiuni de 40 de ani de la Revoluția Islamică, cu diferite întreruperi, fără să intrăm foarte în detaliu. A reușit să-și stabilească un mecanism astfel încât să își dezvolte economia, să-și dezvolte industria de armament. De aceea și asistăm în prezent la o dezvoltare destul de puternică pe zona rachetelor balistice și nu a aviației.
Ce sancțiuni economice ar mai putea fi? Că la asta ați întrebat. Eu zic că acest regim al sancțiunilor nu va funcționa. Am văzut și regimul sancțiunilor aplicat Rusie. Bineînțeles, sancțiunile aplicate Rusie sunt total diferite. Este o economie mult mai mare. Dar cele două state, aici intervine elementul comun de interes, și anume dintre Rusia și Iran, inclusiv China, bineînțeles dacă mergem mai departe, și anume statele care se află sub sancțiuni, bineînțeles că vor coopera pentru întărirea schimbului pe toate sectoarele unde își permit. Da. Consider că acest regim al sancțiunilor nu va avea foarte mare efect. Da. Amintesc faptul că Iranul este membru al Shanghai Cooperation Organization și de la 1 ianuarie este membru BRICS. Da, da, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră la Vocile Care Contează. Mă întorc la domnul general Virgil Bălăceanu. Foarte scurt, un minut, domnule general, spuneți-mi, vă rog, când să ne așteptăm la o decizie care să vină din partea Israelului, pentru că ultima dată când a existat o negociere în guvernul de la Tel Aviv, și anume în cazul intervenției în fâșia Gaza, a durat destul de mult, o săptămână, două chiar. Acum ar putea să dureze la fel de mult? Nu știu dacă m-am mai auzit, domnule general. Da, nu mai este probabil alături de noi, domnul general. Acestea fiind spuse și ați văzut deja care sunt reacțiile și analizele din această seară la Euronews România, așadar Israelul pregătit de atac, dar deocamdată există variante pe care le ia în calcul. Varianta cea mai mică, cea în care ar putea să lovească anumite puncte chirurgical, dar există și variantele în forță luate în calcul, desigur, de guvern. Rămâne să vedem. Toate detaliile le veți afla la Euronews România în momentul în care vom ști ce decizie s-a luat în Consiliul de Război din Tel Aviv, acolo unde de câteva, chiar și ieri și astăzi, sunt aceste negocieri. Să știți însă că și România se implică în ce se întâmplă în zona Orientului Mijlociu. De exemplu, Klaus Iohannis va cere aprobare Parlamentului ca România să trimită militari în Orientul Mijlociu. Până la 8 militari ar urma să ia parte la misiunile internaționale organizate pentru apărarea în fața amenințărilor lansate de rebelii Houthi. În total, 3 cereri diferite aprobate în prealabil în Consiliul Suprem de Apărare a Țării au ajuns în Parlament. O altă astfel de solicitare vizează permiterea tranzitului pe teritoriul României de echipamente militare donate de către Estonia, către Ucraina, dar și pregătirea militarilor de acolo pentru utilizarea acestora. În plus, tot în contextul războiului din Ucraina, alte 91 de cadre militare, dar și o navă militară, ar urma să participe la operațiunile de deminare din Marea Neagră. Cererile vor fi dezbătute la începutul săptămânii viitoare în Parlament. Costurile misiunilor vor fi suportate din bugetul Ministerului Apărării. Și discutăm despre acest lucru. Pentru început, în studioul Euronews România, cu invitații mei de la această oră, doamna Cristina Trăilă, deputat PNL, este alături de noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnul Ștefan Pălărie, senator USR, bună seara! Bună seara, vă salut! Și doamna Ramona Ioana Brunsels este membră AUR, candidează din partea AUR, nu? Am înțeles, la primăria sectorului 1. Bună seara! Da, bună seara, bine v-am găsit! Aș vrea să încep cu această discuție despre securitatea din zona Orientului Mijlociu. Iată, ne afectează și pe noi. Noi am putea să trimitem militari acolo. Doamna Trăilă, dumneavoastră, ce ne spuneți? Va acorda cererii, va fi un răspuns pozitiv? Eu sunt convinsă că da, pentru că nu este o astfel de primă misiune pe care armata română la care să se fie angajat. Știm bine că au fost trupe în Afganistan de-a lungul timpului. În Irak am avut militari, deci ca membru NATO este firesc să participăm cu trupe la astfel de operații militare. Cu siguranță, cel puțin din partea Partidului Național Liberal, va exista un aviz pozitiv la o astfel de cerere.
contextul e de așa natură încât e normal și firesc ca armata română, care este o armată profesionistă, să știți, chiar acum când am avut acest eveniment cu 20 de ani de la intrarea în NATO, fiind membru a Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, am participat la evenimentul de organizat de Ministerul Apărării și m-am bucurat să văd prima femeie comandant de batalion. Iată că suntem la un anumit nivel și că ne putem mândri cu profesioniștii pe care îi avem în momentul de față în armata română. Da, spuneați că armata română este una puternică. Mă uitam pe un studiu realizat în acest an de Global Firepower. România se află pe locul 41 în topul celor mai puternice armate din lume, a 11-a ca forță militară a Uniunii Europene și pe locul 14 în NATO. Este un loc bun? La nivel global, eu zic că nu e un loc de ignorat, având în vedere că armata nu mai este obligatorie, că este formată din profesioniști cu adevărat și trebuie să avem în vedere că bugetul alocat armatei a crescut de la 2 la 2,5 în ultima perioadă, pentru că el este alocat pentru achizițiile pe care ministerul, respectiv Romarmul și așa mai departe, sunt cele autoritățile abilitate să facă astfel de achiziții le fac. Evident că în orice procedură de achiziție, știți bine, plecăm de la o valoare și ajungem la, de la o valoare estimată și, și ajungem la altă valoare. E bine că acei bani vor fi relocați și că vor fi utilizați în mod eficient de către autorități în acest sens. Domnule senator Pălărie, dumneavoastră ce spuneți? USR ar vota pentru această solicitare de a trimite militari în Orientul Mijlociu? 8 la număr, văd că ar fi cifra. Știți? Diavolul se spune că stă în detalii. Dincolo de numărul 8, 10, 200, da. 2000, contează foarte mult cum este justificată și motivată această cerere către Parlamentul României. Iar prezența unor trupe care va implica țara, per ansamblu, România, într-o posibilă zonă de tensiune, poate chiar de conflict militar, e o chestiune cât se poate de serioasă. Noi suntem foarte preocupați nu doar de ceea ce ați întrebat dumneavoastră, de altfel foarte corect, ce se întâmplă cu programul de înzestrare al armatei și de ce nu sunt cheltuiți banii, procentul din PIB alocat acestei categorii. 2,5% cel puțin clamat pe hârtie, dar apoi redirecționat către fondurile de urgență ale guvernului pentru alte cheltuieli mărunte față de acest obiectiv extrem de important. Dar doi, cum stăm cu industria de apărare a țării? L-am avut pe domnul prim-ministrul economiei recent în Parlament, chiar în Camera Senatului, unde am fost evident extrem de duri, nemiloși chiar cu întrebările. Ce se întâmplă cu industria de apărare a țării? Ce se întâmplă cu faimoasa fabrică de pulber care ar fi trebuit să producă aici cele mai moderne pulber la nivel mondial? Ce se întâmplă cu faimoasele proiectile obuze de 155 de milimetri? Cum stăm cu toate lucrurile astea? Din păcate, răspunsurile au fost extrem de firave și mai degrabă politizate și politice decât unele care să dea încredere cel puțin nouă cei prezenți în sala de ședința Senatului atunci când această întrevedere a avut loc. Eu sunt momentan circumspect. E adevărat că domeniul meu de expertiză este în educație, nu în cel de apărare. Circumspect în ce privință? În capacitatea acestui guvern, pe de o parte, de a gestiona cu adevărat la nivelul importanței acestui moment istoric, acestei perioade, industria de apărare a țării, care este în subordinea Ministrului Economiei și, de asemenea, de a gestiona cu atenție și cu decizii foarte bune. Dar veți vota pentru acordarea vizului pozitiv? Vom vedea, așa cum spuneam, vom vedea în funcție de momentul respectiv. Nu a existat o decizie oficială în cadrul grupului, nici senatorial, nici cel al deputaților USR, din ceea ce știu eu. Când va fi momentul respectiv, vom lua o decizie. Voi să aveți o scurtă reacție, doamna Trevi. Există un proiect de lege care a și trecut de noi, de Comisia de Apărare din Camera Deputaților. Privind achizițiile din apărare, se știe veșnica discuție apropo de offset. Aici s-au clarificat anumite aspecte în raport cu directiva pe apărare, achizițiile din domeniul apărării, astfel încât cumva se va fluidiza și acest domeniu și aceste companii din zona
apărării. Și industria de apărare domestică. Sigur că da, sigur că da. Ne-ați folosit timpul la viitor, că se va fluidiza, se vor rezolva, se vor... Noi, din păcate, suntem într-un moment în care nu eu vorbeam de un proiect de lege care va trece acum prin Parlament. Nici strategia industriei de apărare n-are cum să... Haideți să vorbim pe rând. Doamna Brunsels, AUR. Ce decizie ar putea să ia în Parlament, desigur, dumneavoastră, nefiind în Parlament, dar eram... Eu nu sunt, într-adevăr, în Parlament, colegii mei sunt, însă mulți dintre ei, și nu avem în acest moment o poziționare oficială vis-a-vis de această propunere. E important, mă gândeam că... Însă, ce vreau să menționez este faptul că noi prețuim, bineînțeles, poziția noastră și calitatea noastră de membru în interiorul NATO. Suntem întru totul adepții acestui parteneriat. Însă, bineînțeles că nu ne plac nici nouă conflictele și nu ne plac războaiele și în același timp nu ne dorim ca românii noștri, într-adevăr, să fie sacrificați în alte părți ale lumii, nici în România, nici în alte părți. Spunem un nu conflictelor, dar suntem conștienți de obligațiile pe care le avem în temeiul parteneriatului nostru. Le respectăm atâta vreme cât sunt bine motivate, atâta vreme cât vom fi convinși de propunerile făcute. Suntem la rândul nostru susținători ai tot ceea ce înseamnă program de dotare al armatei și nu numai, ci și de creșterea efectivelor militare, pentru că, după cum bine știți, actuala cifră de aproximativ 70.000 de oameni care lucrează în Armata României este insuficientă. 80.000, este insuficientă pentru un eventual conflict. Toate estimările spun că trebuie să ajungem undeva la 125.000. Și cum s-ar face asta din punct de vedere al Partidului AUR? Din punctul de vedere al Partidului AUR, bineînțeles că trebuie să creștem numărul și personalului contractual. În același timp, trebuie să ne asigurăm că venim cu o ofertă atractivă, să spun așa, de a crește numărul celor care voluntariază și celor care sunt atrași să facă parte din serviciul și profesionist al armatei, dar și efectiv de a satisface stagiul militar. Serviciul militar, stagiul militar, obligatoriu sau nu? Nu-l numim obligatoriu, însă noi venim cu o propunere foarte clară, respectiv pentru toți tinerii din segmentul 18-22 de ani. Venim cu posibilitatea, le oferim posibilitatea de a alege dacă vor, de exemplu, să voluntarieze în cadrul unui ONG sau în cadrul unei orice alte organizații care lucrează în folosul comunității sau să satisfacă acel stagiu militar de 3 luni. Asta este și oferta armatei. Am avut la un moment dat un interviu cu domnul ministru al apărării care susținea că există această posibilitate și s-a discutat inclusiv la statul major al armatei propune o participare voluntară. Deci eu pot să menționez că noi am venit cu această propunere încă din 11 mai anul trecut, când ne-am lansat programul de guvernare și ceea ce am pus noi în programul de guvernare a anticipat într-un fel declarațiile domnului ministru, dar nu vorbim chiar de același lucru. Noi vorbim de voluntaria pe partea ONG-ului, efectiv implicare în comunitate, dacă nu dorești să satisfaci stagiul militar de 3 luni, să te implici în comunitate. Domnul ministru vorbea de voluntariat efectiv tot în interiorul stagiului militar cumva. Da. Și tot în acest context al discuției noastre, trebuie să menționez că în această seară a avut loc o discuție între președintele Klaus Iohannis și Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. A fost o vorbire bună cu Klaus Iohannis în ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina. La fel, domnul Klaus Iohannis, președintele României, tocmai am avut o discuție substanțială cu secretarul general Jens Stoltenberg. Ne-am concentrat pe situația de securitate din Ucraina și din Marea Neagră. România a sprijinit puternic Ucraina încă din prima zi și vom continua. Singura mea întrebare pentru dumneavoastră, poate ne ajută și doamna Trăilă, noi nu știm cum a sprijinit România Ucraina militar. Nu vorbesc social, nu vorbesc de... dar militar. Cum a sprijinit România Ucraina? Pentru că de fiecare dată când întrebăm asta, ni se spune că sprijinim, dar nu spunem cum. De ce este această atitudine și politică? Sunt anumite aspecte care, bun, acum să ne înțelegem, nu e vorba de un sprijin militar efectiv în sensul de trupe, știm bine acest lucru, sau de armament pe care să-l livrăm către Ucraina. Ca atare, nu știm dacă am livrat armament către Ucraina. Ca atare, sau poate am livrat. Am spus că nu. Pentru că astfel de decizii, odată
pe de o parte sunt trecute prin CSAT, mai apoi dacă e vorba de militari, ele sunt trecute prin Parlament și apropo de legislație, la asta mă uitam, nu există un număr minim pentru care să fie necesar aprobarea Parlamentului, ci pentru orice astfel de demers e necesar avizul plenului reunit. Ca atare, și nu e prima cerere și nu e singura, mă uitam că sunt astfel trei cereri trimise acum de către administrația prezidențială către Parlamentul României pe diferite operații militare. Ca atare, revenind la Ucraina, sprijinul știți foarte bine că a fost unul consistent atât în ceea ce privește ajutoarele pe care le-am acordat la momentul respectiv și asta a însemnat și prin forțele armate, prin militarii pe care am avut în zonă, transportul de alimente, ajutorul către cetățenii care au venit din Ucraina. Deci acesta a fost un suport logistic pe care l-am pus la dispoziție la momentul respectiv și care evident că a contat foarte mult și contează în continuare pentru că, iată, războiul e la graniță și păcate continuă. Da, îi încurajez pe toți aliații să caute mai mult pentru a oferi mai multe muniții pentru apărarea antiaeriană pentru Ucraina. Desigur, România este esențială pentru apărarea flancului estic al NATO și s-a angajat să sprijine Ucraina. Dar cum? Cum sprijină Ucraina? Domnule senator, spuneți-mi, dumneavoastră ați înțeles cum a sprijinit, cum a ajutat militar Ucraina, România și dacă această politică de tacem și facem este eficientă? Sunt două răspunsuri aici. Și noi, ca senator parlamentar de opoziție, suntem ținuți în aceeași beznă în care sunt ținuți și cetățenii români cu privința acestui ajutor. Nu știm la ce valoare se ridică, nu știm în ce a constat, nu știm în ce constă în momentul prezent sau în viitor. Aș vrea însă să mai punctez un element ca să nu pară că sunt obsedat pentru cei care ne urmăresc, să înțeleg puțin, să se explicăm puțin diferența între achiziții și industria de apărare domestică proprie. În momentul în care, chiar dacă tu aloci niște procente din PIB și îți propui să achiziționezi cele mai versatile tehnologii militare, problema este că acest război a alertat deja majoritatea țărilor europene din flancul estic al Europei. Aceste țări sunt în programe de achiziție. Noi ne trezim, dacă ne trezim acum, un pic cam târziu. Tocmai de aceea ar fi fost necesar să existe adică producție. Adică nu mai avem de unde cumpăra? Nu, adică avem de unde să cumpărăm, dar cu timp de așteptare mult mai lung. Este cât se poate de simplu. Este legea cererii și a ofertei și apoi când există comenzi foarte mari, pur și simplu ele sunt livrate într-un termen mai lung. De exemplu, polonezii au achiziționat și au și construit anumite capabilități. Dar apropo ce spune doamna Trăilă, da, războiul la graniță de... Directiva, să știți că e aceeași și trebuie să vă întrerupă aici, că e din 2011, bun, apropo de ani, să dacă te uiți la acel războiul este activ de destul de multă vreme și dumneavoastră, nici măcar până acum, ca fiind la guvernare, nu ați finalizat încă o dată strategia de industrie de apărare, nu ați finalizat documente esențiale pentru unde stăm, ce ne dorim, ce fel de model de armată ne dorim, cu rezerviști, cu voluntari, cu serviciu obligatoriu, de pe care model măcar să știm. În noi momentul nu știm de față este facem, exact proiectul de legea organizării Ministerului Apărării Naționale în Comisia de Apărare. Iată că e o discuție pe care o avem în lăuntru comisiei și evident când că ea a fost domnul Tâlvăr ultima în... oară în spațiu public să explice ce ne dorim și încotro se îndreaptă apărarea statului român. Și dacă îmi permiteți încă ceva, încă din 2017, când eram și eu la momentul acela în Guvernul României, vorbeam despre offset. Nu s-a făcut nimic de atunci asta vă spun încoace, că e proiectul care a nimic palpabil, nimic ce să se simtă și să se vadă și să se resimtă totodată în tot ceea ce înseamnă situația noastră economică și producția în țară. Dar în același timp, aceeași întrebare și pentru AUR. Cum ar trebui să ajute România militar Ucraina? Suntem categoric alături de Ucraina, deși nimeni dintre oficiali nu-și dorește neapărat să creadă acest lucru. Suntem alături de Ucraina, nu suntem de acord nici într-un caz cu o invazie și nu suntem de acord nici într-un caz cu ceea ce se întâmplă acum în Ucraina și îl condamnăm întru totul pe Putin și armata sa pentru ceea ce comit în acest moment. Însă, bineînțeles că tot acest sprijin trebuie făcut respectând două lucruri. Unu, hai să nu expunem România unui potențial conflict, pentru că suntem cei mai expuși, suntem primii expuși aici, la graniță cu ei. Doi,
haideți totuși să ne punem și cetățenii noștri pe primul loc și nu pe alții. Îi punem și pe alții, îi ajutăm, suntem alături de ei, Doamne ferește. Și totuși rămâne această întrebare. Altceva. Ajutăm militar Ucraina? Cum? În momentul de față, înțeleg din ce ni se spune că nu o ajutăm militar, cu excepția apartenenței noastre la NATO și cu excepția sprijinului acordat în mod oficial de NATO, nu. Ați acceptat? Acum, dacă acest lucru nu este real, asta trebuie să cadă pe umerii celor care conduc. Ați accepta un ajutor militar, de exemplu, transfer de capabilități militare, nu trupe, nu militare, ci arme, muniție? Atâta vreme cât acest lucru nu implică un risc pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri. Atâta vreme cât acest sprijin nu ar fi considerat de către partea rusă ca fiind efectiv un... Sigur va fi considerat. Păi, și vedeți, și atunci preferați să expunem țara noastră și cetățenii noștri pentru că... și siguranța noastră? Nu există lucru mai important decât siguranța noastră. Și cum ne apărăm dacă nu ajutăm Ucraina să se apere și să apere Rusia? Haideți să ne vedem noi de dezvoltarea capabilităților noastre, de dezvoltarea și de implementarea programului nostru de dotare a armatei române și haideți să ne respectăm calitatea de membru și obligațiile de membru al NATO și să ne supunem acestor rigori. Nu Polonia, să inventăm transmis, noi... Polonia a transmis muniție, țările baltice au transmis muniție, Cehia iarăși au transmis muniție, vedem țările din Occident au transmis multe arme și muniție pentru ucraineni. România de ce să nu o facă? Noi nu spunem să nu o facă. Noi spunem că orice act de acest gen trebuie atent considerat în așa fel încât să nu reprezinte o expunere pentru cetățenii noștri și pentru siguranța noastră națională. Atâta tot. Da. Asta nu înseamnă, nu este un răspuns nu categoric, asta înseamnă o analiză foarte, foarte atentă. Da. Doamna să Trăilă, nu uităm cum? Că aceste echipamente au tranzitat România și iată, ăsta este așa un alt sprijin. Pe de altă parte, apropo de instruirea piloților, de exemplu, se face la centru pe care îl avem undeva în Ialomița, pe avioanele F-16. Deci există un astfel de sprijin sub diferite... Și s-a supărat Federația Rusă pe România? Nu am nicio considerație față de Putin și față de ceea ce ne se întâmplă. Ne expune asta vreunui risc? Suntem membri NATO. Să nu uităm acest lucru. Și ca membri NATO, pe de o parte, avem această garanție de securitate zonală, pe de altă parte, avem o serie de obligații ca orice partener într-o astfel de alianță. Ca atare, orice decizie de o asemenea natură se ia în lăuntru la aceste organizații, aceste alianțe, iar România cred că a avut un cuvânt de spus de fiecare dată și s-a văzut acest lucru. Da, domnule Pălărie, dumneavoastră ce spuneți? Ar trebui să ajute militar. Și când mă refer militar, vorbesc de muniție, poate de tancuri, ceea ce alte țări deschis au spus că au transmis în Ucraina. Eu personal, și vorbesc în numele propriu, cred că România a făcut deja acest lucru. Cred că a pus la dispoziția Ucrainei nu doar tranzit pentru echipamente militare și muniție, dar și aport propriu. Asta e o teorie personală. Sigur că da, până nu se vor deschide sau desecretiza trebuia aceste... Trebuia să treacă, doamna Trăilă ne spune, trebuia să treacă prin CSAT. Da, încă o dată, CSAT are și ședințe secrete sau porțiuni secrete de ședință din cadrul ședințelor oficiale și evident că e normal și legitim să fie în felul acesta pentru că sunt și secrete de stat. Și dacă a făcut-o... Mai vreau doar să spun încă un singur lucru, că e cumva leagă cumva două opinii exprimate. Evident că România este într-o dilemă colosală. Nu poți să-ți imaginezi scenariul cu Rusia prezentă la gurile Dunării, da? Ce ar însemna căderea regimului de la Kiev, cu o Rusie trimițându-și armate de protecție, folosesc intenționat acest termen, în zona asta, în jurul Republicii Moldova, aproape de Transnistria și chiar la gurile Dunării, în proximitatea României. Evident că un astfel de scenariu este mai degrabă unul de coșmar. Și atunci, în partea cealaltă, discutăm despre posibilele amenințări pe care Rusia le proliferează, în general, către toate țările care par să sprijine ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Dar, așa cum ați spus și dumneavoastră, și alte țări, cu poate mult mai mult curaj și chiar asumat, au făcut acest lucru public, deși probabil distanța între Moscova și Varșovia, nu știu acum cu exactitate dacă e asemănătoare cu cea față de București, dar sunt state care pur și simplu au luat fățiș o poziție față de acest conflict din Ucraina. De sprijin. Viitorul ne arată dacă România a luat această decizie și dacă într-adevăr a fost una corectă. Discutăm în continuare și despre ce se întâmplă în România, pentru că aici avem o luptă electorală în desfășurare. Deocamdată nu suntem, sau chiar suntem aproape de campania electorală, dar
Observăm că deja politicienii au luat niște decizii. Unele dintre ele au legătură cu adevărul sau dacă spun sau nu adevărul politicienii. De exemplu, liderul AUR s-a testat cu detectorul de minciuni, a făcut testul poligraf. O să vedem imaginile și revenim la discuția din studio. Vreodată cooptat să lucrez pentru servicii de informație, românești sau străine? Să nu credeți, dragi prieteni, că eu eludez cumva procesul. Sunt gata să apar în fața oricărui detector de minciuni și să fac testul poligraf. Fac o provocare către toți președinții de partide să facă și ei la fel, să vedem dacă au curaj. Ai primit vreodată bani sau alte avantaje materiale în schimbul promisiunii de a oferi funcții în partid sau funcții publice? Nu. Ai fost vreodată cooptat să lucrezi pentru servicii de informație, românești sau străine? Nu. Ai avut vreodată înțelegeri cu partide oponente sau alte entități care să contravină intereselor partidului tău? Nu. Este sincer. N-a fost greu, n-a durut, n-am nimic de ascuns și e o chestiune voluntară în AUR. Este o chestie voluntară în AUR. Încercăm să aflăm de la doamna Ramona Ioana Brunsels. Doamna Brunsels, dumneavoastră, v-ați făcut testul acesta poligraf? Încă nu. Dat fiind rolul meu nou de candidat, vă dați seama că în momentul de față sunt pe stradă mai mult printre oameni și nu la detector. Păi, dar nu, George Simion pe dar stradă, nu voi, să știți că nu voi refuza să fac acest lucru, pentru că atunci când nu ai nimic de ascuns, poți să-l faci liniștit. Vedeți, noastră, noi în România, cu toții, toți politicienii, ne confruntăm astăzi cu o mare lipsă a încrederii. Și un test oamenii nu mai cred în nimeni și nimic. Și oamenii așteaptă într-un fel și măsuri mai radicale și dovezi. Știți că foarte mulți ne cer, de exemplu, să ne asumăm promisiuni electorale înscrise, să semnăm și dacă nu le vom împlini, să ne dăm demisia. Sau foarte mulți spun să, ca toți politicienii să treacă prin diverse evaluări psihologice și așa mai departe. Ei bine, și aceasta este un alt fel de evaluare, pentru că este extrem de important să trimitem în funcții publice oameni care sunt sinceri, sunt integri, care nu au tot felul de scheleți prin dulapuri, oameni care chiar vor să își respecte promisiunile. A nu-ți respecta promisiunile înseamnă trădare. Și dumneavoastră credeți că această soluție, testul poligraf, ar putea să-i convingă pe români că politicienii sunt cei care merită să fie votați și să aibă încredere în politicieni mai mult decât înainte, fără testul poligraf? Noi vrem să le arătăm românilor deschidere totală și vrem să le arătăm că suntem de acord ca acei candidați care nu trec un astfel de test și care nu spun adevărul, categoric nu au ce să caute pe listele AUR. Este un test de integritate până la urmă, așa îl percepem noi și așa îl și promovăm. Când o să-l faceți dumneavoastră sau n-ați stabilit încă? Nu am stabilit încă, vă rog să mă credeți, dar îl voi face cu siguranță, pentru că trebuie să-l facem, mai ales că suntem liderii partidului. În consecință, e bine să promovăm. Domnule senator, dumneavoastră, ce părere aveți? Ați face... Am văzut îndemnul lui George Simion și pentru alți politicieni. Ce părere să am? E o chestie absolut ridicolă. Pe principiul ăsta, să ne dezbrăcăm în pielea goală ca să arătăm că nu avem nimic de ascuns. E absolut ridicolă chestiunea asta, mai degrabă o circotecă. Dacă ar fi fost cu adevărat serios domnul George Simion, se ducea într-adevăr într-un centru, hai să spunem, dar se dădea pe mâinile unor specialiști care asta fac, nu în sediu AUR, că pare evident de acolo din coreografie și din scenariu, din decor, AUR? Că este cel mai probabil în sediul AUR. Că... Vă rog să mă credeți că nu știu, efectiv nu știu. Okay. Deci, vedeți, ca să lămurim, dincolo de ceea ce povestesc în film că ar fi fost rezultatul real, mai sunt încă două scenarii. Ori domnul George Simion a fost antrenat pe unde a fost acolo să poată să-și țină respirația și pulsul în așa fel încât să poată să iasă la acest experiment, la această evaluare, cum dorește dumneavoastră. Adică este un James Bond, ceva. Da, sau un, sau un agent secret, sigur că da, că plătit de Rusia. Eu în continuare cred că nu poate fi eliminat un astfel de scenariu. Sau trei, da? Dovezi. Nu avem nicio dovadă, dacă dovezi că aparatul ăla chiar era în funcție sau era și băgat în priză. Și trei, pentru domnul Gigel, nu vreau să fie desconsiderativ pentru domnul, dar nu se numește serviciu de informație. Se numește servicii de informații, așa se numesc în literatura de specialitate, măcar să arătăm că tratăm subiectele astea serios. Doamna Trăilă, ar fi o soluție trecerea tuturor politicienilor din Parlament, a deputaților, senatorilor, prin detectorul de minciuni?
Cred că testul de sinceritate trebuie să-l avem cu noi înșine și în fața cetățenilor. Și dacă suntem sinceri și lăsăm această ipocrizie, că e un test al ipocriziei ce am văzut noi acolo, știm bine multe lucruri despre domnul Simion și cred că întrebările ar fi trebuit să fie cu privire la... Chiar nimic, sincer. Nu, pentru mine nu este un personaj care să facă subiectul unei discuții, mai ales după comportamentul lui din Parlament. Și chiar astăzi a avut la fel o atitudine, la fel de jignitoare la microfonul Camerei Deputaților. Știți, poți să fii și geniu dacă nu știi să te comporți și n-ai caracter. Nu poți veni în fața cetățenilor și să îți asumi niște lucruri, să spui că ești dedicat cauzei lor, atâta timp cât până în momentul de față n-ai realizat nimic decât niște filmulețe pe TikTok sau pe YouTube și niște alte filmulețe în care să spui niște cabluri care nu semnifică nimic. Referitor la ipocrizie, că ar fi un exemplu de ipocrizie, aș vrea să o întreb pe doamna colegă de platou, ce este ipocrizie mai mare, să anunți că faci un test cu detectorul de minciuni la care ai invitat un specialist să interpreteze rezultatele, acel specialist nu are decât să fie întrebat de presă și să dea răspunsurile, nimeni nu-i spune să mintă, și George Simion nu a spus că rezultatele sunt confidențiale, deci e clar că ele sunt deschise publicului. Dacă cineva nu le crede, să-i facă o altă invitație domnului George Simion să meargă într-un alt loc să parcurgă același test. Deci referitor la ipocrizie, nu știu dacă asta este ipocrizie sau faptul că de 34 de ani am fost mințiți în halul în care am fost mințiți, ni s-au promis atâtea lucruri. Amintiți-vă de acele coduri de etică cu care veneau Monica Macovei și alții ulterior și care ne promiteau oameni etici și deontologi și așa mai departe și care au sfârșit fie prin închisori, fie în dosare grele, fie mințind fie și nemai fiind aleși. Asta odată. Iar vis-a-vis de domnul George Simion, că nu a realizat nimic, vă amintesc că este cel mai tânăr președinte de partid, 37 de ani, a reușit să ia de la zero o mișcare și să o aducă, iată, la 20 ceva la sută. Aș vrea să vă mai întreb ceva despre asta. Exact despre asta, pentru că acum ați citat aproape din domnul Lulea, domnul Marius Lulea, care dânsul s-a opus candidat analistului politic Cosmin Gușă la primăria Capitalei și pentru asta a plătit practic cu funcția de prim-vicepreședinte al partidului. Ce s-a întâmplat în această situație? De ce, până la urmă, care este candidatul AUR la primăria Capitalei? Că nu m-am lămurit. Candidatul AUR este unul singur, Mihai Enache. Și domnul Cosmin Gușă? Domnul Cosmin Gușă, au existat niște discuții, s-a apelat la un anumit sondaj, nu știu exact cât de elocvente și convingătoare au fost rezultatele, nu știu exact cum au decurs discuțiile dintre domnul George Simion și domnul Cosmin Gușă. Cert este că la noi în partid totuși nu ni se interzice să ne poziționăm într-un fel sau altul. Într-adevăr, bine ar fi fost ca domnul Lulea să își expună aceste opinii, întâi în interiorul partidului și după aceea să iasă cu ele. La ce opinii ele? Vă referiți? A spus. La opinia referitoare la domnul Cosmin Gușă. Dânsul a spus exact ce zice și dumneavoastră acum. A zis așa, candidatul nostru este domnul Mihai Enache, nu s-a opus. Și acum nu înțeleg pentru ce a fost, pentru ce a plătit cu funcția. Eu am înțeles că au existat niște poziționări ulterioare ale domnului Lulea, prin care s-a considerat că dânsul s-a antepronunțat, să spun așa, în contextul în care nu erau niște decizii luate în interiorul partidului. Cred că nu sunteți la curent cu ce s-a întâmplat în propriul partid. Pot să explic un grad mare de detaliu, pentru că am urmărit ceea ce a declarat cel mai tânăr patriot al partidului dumneavoastră și de unde a pernut porni criza. Vă rog, ceea ce vreau eu să spun este faptul că Marius Lulea este suspendat, da, în acest moment, deși încă nu s-a concluzionat în ședința BNC-ului care a avut loc în această seară. Eu nu am primit încă exact o concluzie în acest Nu știți care este deocamdată soarta exact, nu știu care este, Lulea. Dar chiar dacă ar fi, este suspendat, nu este dat afară din partid. El este un om foarte prețuit în interiorul partidului. Relația dintre George Simion și Marius Lulea este una veche, extrem de importantă. Am înțeles. Aș vrea să trec și la un alt subiect, unul foarte important. Vorbim de domnul Cătălin Cârstoiu. Doamna Trăilă nu a mai apărut astăzi în public.
trebuia, urma să organizeze o conferință de presă, cel puțin pe surse. Asta a fost informația care a apărut în presă, colegilor mei li s-a explicat asta, dar ulterior nu a mai apărut. Mai știți ceva de domnul Cristoi? Este în campanie, s-a retras? Este candidatul Alianței Electorale PNL-PSD. Deci lucrurile sunt foarte clare. Eu știu că o serie de speculații au fost așa aruncate pe piață zilele acestea. Noi ne-am asumat această alianță de la bun început, Partidul Național Liberal. Știți bine, Sebastian Burduja era cel care își dorea să candideze pentru funcția de primar al Capitalei. A renunțat în favoarea alianței care s-a constituit, de altfel a fost și semnată de către cei doi președinți ai organizațiilor de București. A avut o problemă de comunicare, domnul Cârstoi. De ce domnul Cârstoi nu iese într-o conferință de presă să răspundă întrebărilor jurnaliștilor? Probabil că va ieși. Asta nu înseamnă că dacă astăzi nu s-a întâmplat acest lucru, lasă loc de interpretări următoare, și noi ne punem întrebări, dar nu avem răspunsuri. Nu cred că lasă loc de interpretări. Cred că a fost mai degrabă un zvon ciudat pornit din anumite medii, cumva de, nu mă refer la conferința de presă, mă referam la povestea cu piedone, pentru că în acest context foarte multe lucrurile care s-au discutat astăzi. Eu intuiesc că vorbiți despre faptul că PSD-PNL ar putea să-l susțină sau nu pe domnul Piedone. Nici eu asta vreau să și spun, că Partidul Național Liberal și-a afirmat foarte clar și prin reprezentanții săi și în diferite medii că nu are cum să-l susțină pe domnul Piedone. Acum să fim realiști, suntem într-o capitală europeană, anul 2024, și nu cred că e normal să ai un candidat care a terminat liceul la fără frecvență după vreo 13 ani și și-a luat și bacalaureatul cu 5 și 25. Cu aproape 40%, să nu uitați că... Am fost colegă într-adevăr cu domnul Piedone. Noi încă o dată l-avem pe Mihai Enache, în care credem și de aceea rămânem fideli lui Mihai Enache. Dar l-ați însă nu pot să nu reacționez în momentul în care cineva spune că un om nu are studiile. Da, și eu am studii, sunt adepta studiilor și pregătirii, însă haideți să ne uităm mai tare la rezultate și haideți să nu jignim electoratul, pentru că sunt foarte mulți oameni în țara noastră, foarte capabili, foarte buni, care n-au avut poate șansa chiar să ajungă la o facultate sau universitate. Și mi se pare puțin deplasat să ne legăm de acest aspect. Eu mă refer la faptul că ai dat treapta a doua și după 13 ani ți-ai terminat liceul. Haideți să facem da, și diferențe. Și sunt nu foarte mulți oameni care au făcut sau n-au făcut facultate. Da, sunt două lucruri distincte. Da, însă în același timp sunt mulți edili în toată țara care au studii și care au făcut mai mult rău. Haideți să vă dau exemple, și în capitala României, chiar și dintre cei... Avem propriul candidat categoric pe care... Nu avem nicio confuzie de partid. Vă spun, tocmai pentru că îl cunosc pe Piedone și pentru că am fost colegi, nu pot să accept la nivel individual. Întrebarea e valabilă. L-ar susține AUR pe domnul Piedone, dumneavoastră, de exemplu, ca a fost coleg a domnului Piedone. L-a susține? În AUR și în orice partid trebuie să funcționeze disciplina de partid. Noi îl avem candidat pe Mihai Enache. Mihai Enache este un profesionist desăvârșit, este un tânăr excepțional, un om care a crescut în administrația locală. Era să-l aveți pe domnul Cosmin Gușă, de-aia întrebam. Că este un om foarte bun. Pare că nici la dumneavoastră nu este decis foarte bine candidatul. Dacă conducerea partidului consideră că un alt candidat poate să ne aducă rezultatele pe care noi le dorim și impactul pe care îl dorim la nivel de București, asta este, respectăm, este decizia partidului. Aș vrea, domnule Pălărie, să vă întreb ceva și despre domnul Nicușor Dan. Este foarte important, pentru că domnul Nicușor Dan are acum o campanie de strângere de fonduri și a spus că a adunat deja 100.000, 150.000, oricum vrea să se ducă spre 450.000. De ce nu este susținut de USR cu fonduri, de Forța Dreptei, de PMP? Până la urmă este candidatul pe care îl susține dumneavoastră. Așa și este. Eu cred că e mai degrabă o campanie în care domnul Nicușor Dan își atrage simpatizanții și susținătorii de partea dumnealui într-o formă de război, dacă putem să numim așa, cu termeni mai beligeranți, care se crânează cât se poate de evident. E mai degrabă o campanie de mobilizare și de prezență la vot și atunci prin acest participare financiară... Am avut niște discuții, dar nu vreau să le forțez mâna.
Deci despre asta spune domnul Nicușor. Da, încă o dată, sprijinul nostru există pentru domnul Nicușor Dan și o spun ca senator de București, vicepreședinte biroului municipal de București, inclusiv financiar, în partea de sprijin. Nu vreau să le forțez mâna, am avut niște discuții, nu vreau să le forțez mâna. Așa. Nu, eu asta înțeleg. Nu pot să vă spun ce este în spate, nu, vă pot spune strategie că sunt discuții. Strategie de comunicare, ca să... Da, dacă doriți dumneavoastră, dar voiam să mai adaug un element minut, domnul Piedone. Haideți să lămurim un pic. Domnul Piedone este printre altele, înțeleg că a făcut săracul, a terminat liceul târziu, că n-a avut șanse, dar este un infractor. Și spun asta de față cu dumneavoastră, cu CNA-ul, nu pot să fiu dat în judecată, am verificat. Dumnealui are o condamnare definitivă, da? A fost condamnat la închisoare cu suspendare. Partea de cum face închisoare e mai puțin important. În 2018 a fost legea condamnat definitiv. Sigur că da. Îi permite să candideze da, și... Doar ca să lămurim un pic așa. Dacă nu vrem să-i jignim și pe toți condamnații penali din România, atunci da, înțelegem că trebuie să-i ținem partea, deși dumnealui în momentul de față îl vedem în înregistrări, reelogindu-l pe Ceaușescu, țipând la cetățeni și oamenii respect, de noaptea minții. Eu nu-mi dau seama ce om care înțelege puțin cum ar trebui să arate și cine ar trebui să conducă o capitală europeană și-ar putea dori așa ceva. Tocmai de aceea noi credem că Mihai Enache este cea mai bună variantă. Fiecare o să își apere candidatul propriu. Noi oferim posibilitatea să își spună părerile toate forțele politice. Au fost și cei de la PPUSL. Deocamdată acestea au fost întrebările pentru această seară. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. În România a început să funcționeze un spital pentru copii care au afecțiuni oncologice. A fost construit de societatea civilă din donații, ci nu de stat. Societatea civilă nu va fi însă reprezentată în Consiliul de Administrație al Spitalului. Primele operații au avut loc la noul spital oncologic, care a fost construit cu donațiile a peste 350.000 de români. Primele vieți au fost salvate, așadar este scopul pentru care au luptat fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, care au început în 2018 construcția unui nou spital destinat copiilor cu afecțiuni oncologice. 6 ani mai târziu, cu sprijinul, cum spuneam, peste 350.000 de donatori, spitalul a fost deschis. Răspunde și speranței părinților de a-și putea trata copiii acasă în România fără a mai fi nevoit să plece în străinătate pentru a primi un tratament complet. Peste 20 de milioane de euro au fost strânse direct prin SMS-uri. Campania de strângere de fonduri continuă însă pentru construcția unui nou corp de clădire. Iar fiecare mică donație contează pentru a salva o viață. Urmăriți un interviu pe care l-am făcut astăzi cu fondatoarele Asociației Dăruiește Viață. Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu, mulțumesc foarte mult că ați acceptat să vorbim despre spitalul pe care l-ați construit în atâția ani, în prima zi de activitate efectivă a spitalului. Bună ziua! Bună ziua și mulțumim că ai venit la noi! Da, și vreau să încep printr-o mărturisire, pentru că acum câtva timp m-am întâlnit cu un jurnalist în afara țării, undeva în Slovenia, din Germania, și care îmi spunea despre faptul că a auzit de România și nu a auzit despre Nadia Comăneci și Hagi, ceea ce știu străinii, a auzit despre spitalul construit de două doamne în România. Practic ați devenit brand de țară. În afară. În afară, da. Pentru că ați devenit brand de țară, nu pot să nu vă întreb. Acest spital care a fost construit din donațiile atâtor oameni este ceva ce până acum România nu a mai avut, și anume în 30 de ani de la Revoluție, iată un spital pentru copii cu afecțiuni oncologice. De ce ați reușit voi și nu a reușit statul, Oana? Wow, ce întrebare provocatoare, să zic așa. Pot să fac supoziții și să spun că a fost un mix de incompetență, poate corupție, poate nepăsare. Toate astea la un loc au făcut ca statul să nu reușească să construiască. Deși se laudă cu multe proiecte și ne aducem aminte, cred că era 2016 când vorbeam despre 8 spitale regionale, suntem în 2024, nu e niciunul gata, cred că e unul singur pornit oarecum. N-aș putea să pun degetul pe un singur motiv pentru care n-a reușit statul. Ne bucurăm însă că am reușit noi și că e o dovadă a faptului că de fapt românii pot să facă lucruri și poate statul se simte mai motivat acum. Da, Carmen Uscatu, suntem într-un loc special aici unde facem acest interviu. Este un loc de joacă, arată fantastic, este verde, dar mai are ceva special, și anume acele camere pe care cu siguranță colegii mei le arată acum în spate. M-a emoționat ce mi-ai povestit despre acele camere. Cum ați ajuns la ideea să faceți acest design?
Da, aș începe prin a spune că e și o mare, o lipsă de viziune în ceea ce până acum a reușit sau n-a reușit de fapt Ministerul Sănătății, pentru că acest spital este locul în care copiii bolnavi de cancer pentru prima dată în România vor putea fi tratați multidisciplinar. Sunt 12 centre oncologice în România dedicate copiilor bolnavi de cancer și niciunul nu are la un loc toate specialitățile medicale. Și sigur că dincolo de viziune trebuie să faci un proiect și să-l implementezi pornind de la nevoile fiecărui stakeholder implicat și ne-am gândit când am pornit să ne uităm înspre copiii care fuseseră deja tratați într-un spital oncologic și să vedem ce le-a lipsit, să ne uităm către părinții acestora, să ne uităm către medici. Am organizat workshop-uri și dintr-unul dintre aceste workshop-uri a reieșit o fetiță care fusese tratată într-un centru de transplant, spunea că ei cel mai mult i-au lipsit colegele de salon, pentru că vii într-o cameră sterilă și stai 3, 4, 5 săptămâni izolat doar cu mama ta, vin la tine doar cadrele medicale, dar n-are voie să te viziteze nimeni altcineva pentru că sunt condiții speciale de sterilitate. Wow. Și de aici Raluca Ișoaita, arhitectei noastre, a venit această idee de a construi aceste camere sterile prin care unde copiii vor sta ca să facă transplant de celule stem, alături de acest spațiu de joacă, această grădină interioară a spitalului. E un întreg concept la baza acestui spital. El este făcut să aducă natura în interior ca să vindece. Este făcut în jurul copacului vieții și la fiecare etaj e o parte din copac și sunt animale care sunt la subsol, cârtița, apoi pe măsură ce urci până la ultimul etaj e curcubeu în bloc operator, în terapie intensivă care este sub bloc operator, pentru că sunt crengile copacului, sunt păsări, veverițe mai jos în trunchi și tot așa. Totul este gândit la nivel de detaliu pentru că te uiți într-un mod holistic la cei pe care îi tratezi și te uiți nu doar să tratezi cu medicamente, ci să le tratezi și sufletul. Da, deci copiii vor veni aici și vor putea să-i vadă și Carmen pe cei care stau în acele camere sterile și practic nu se vor simți izolați și uitați. Vor putea să vorbească cu ei. Este impresionant. Da. Cum vor putea să vorbească? Există un interfon prin care pot vorbi copiii de aici care se joacă. Copiii de acolo au de asemenea posibilitatea să fie auziți și văzuți dacă nu se simt bine, dacă nu au chef să vorbească cu nimeni. Poate uneori tratamentul e mai dur și nu pot face asta. Geamul ăla este cu cristale lichide. Dintr-o simplă apăsare pe telecomandă devine opac și atunci are intimitatea de care are nevoie. Am încercat să schimbăm un pic felul în care e perceput spitalul, cel puțin la nivelul ăsta al copiilor, pentru că ei petrec săptămâni de zile aici, practic își pun copilăria în așteptare și lucrul ăsta nu e normal. Copiii ăștia trebuie să simtă că trăiască chiar și dacă vin la spital și trebuie să-și simtă copilăria. Și am văzut astăzi, când au intrat primii copii, am văzut acea bucurie de a se duce la locul de joacă, de a avea un spațiu în care să iasă din salon, pentru că în clădirea veche stăteau doar în salon, n-aveau absolut niciun spațiu în care să-și petreacă timp sau să vadă altceva. Și chiar ne povesteau asistentele că unul dintre copii nu s-a dat jos din pat de săptămâni întregi și astăzi a coborât și a mers singur și a vrut să meargă la locul de joacă. Și am trăit o emoție extraordinară, pentru că ne dăm seama că ceea ce am făcut noi și 350.000 de oameni chiar are sens și e un vis împlinit și ne bucurăm tare mult că am apucat să trăim ziua asta, pentru că au fost momente când ni se părea că nu mai vine. Da, când vorbim de asemenea realizări, sunt momente, mai ales momente din acestea foarte emoționante, e un asemenea moment acum, pentru că, într-adevăr, după atâta timp știu cât ați muncit și știu cât ați așteptat și știu cât v-au ajutat și societatea civilă și Metallica și atâția oameni care au contribuit la acest spital. Și în același timp,
Carmen, există ceva ce acest spital are, din punct de vedere, să dăm și niște detalii tehnice, din punct de vedere tehnic, medical, ceea ce nu există în alte spitale. Vorbeai de faptul că e totul la comun aici. Cât de mult contează asta pentru niște copii? Dacă e să ne uităm la cifre, pentru că până la urmă, în momentul ăsta, dacă tu ții de mâini trei copii, unuia trebuie să-i dai drumul și cum alegi lucrul ăsta? În momentul ăsta, rata de supraviețuire este de 70% în cancerul la copii în România, în timp ce media europeană este de 81%. În România, rata de supraviețuire în leucemiile acute limfoblastice este de 74%, în timp ce în Olanda, la centrul oncologic cel mai mare din Europa, la Princess Maxima, rata de supraviețuire este de 94%. Dacă ne uităm la aceste cifre și vedem că această infrastructură pentru prima dată aduce la un loc toate echipele medicale care vor colabora, aduce la un loc colaborarea internațională cu clinicile cele mai mari de afară, oferă training personalului medical, medicii vor pleca pentru un an, doi la training în Olanda, unii deja au început cu St. Jude din Statele Unite, fellowship-uri, asistentele vor primi de asemenea training. Toate aceste lucruri, alături de clădirea construită și de echipamentele care sunt la cele mai înalte standarde și sunt cele mai noi din, pe radioterapie din Europa. Dacă ne uităm la toate aceste lucruri, înseamnă cifre, înseamnă vieți salvate, dar înseamnă speranță, pentru că în toți acești ani am primit de nenumărate ori telefoane de la părinți care spuneau că copilul lor a fost diagnosticat cu cancer și ne cereau opinia unde să meargă. Cu toții, în astfel de situații, își doresc să plece în străinătate, știind care sunt condițiile de tratament de la noi. Acum, pentru prima dată, există această speranță că se vor putea trata aici, că nu e ușor să pleci în afară, în necunoscut. Înseamnă pentru copii, dincolo de aceste cifre despre care ei nu știu, știm noi, că putem să le creștem, înseamnă locul în care, cum spunea Oana, nu-și vor mai spune stop copilăriei. Pentru că există cinematograf, există o sală radio, există acest loc de joacă pe fiecare etaj, există locuri de joacă, există spații dedicate părinților în care ei se pot întâlni, dar este un spital al premierilor și pentru că e primul bloc medical construit integral în sticlă pentru prevenirea ratei infecțiilor. Este terapia intensivă cu camere individuale în care ușile se deschid după ce te-ai spălat pe mâini, cu același scop de a preveni infecțiile nozocomiale. Este primul spital în care se va putea face radioterapie la copii cu anestezie, pentru că în acest moment în România radioterapia la copii cu anestezie se face foarte rar. Există transplant de celule stem cu terapie intensivă, iarăși sunt spitale unde sunt tratați copiii și se face transplant de celule stem fără să existe compartiment de terapie intensivă, ceea ce e inadmisibil și ceea ce sperăm noi, iarăși, să existe cercetare, pentru că există o mare disponibilitate din partea Uniunii Europene, oferă finanțări pentru cercetare atunci când colaborează centre din estul Europei cu centre din vestul Europei și toate aceste parteneriate începute ne duc către ceea ce, de fapt, medicina înseamnă cercetare, că doar așa poți avansa. Eu vă ascultam și vreau să vă spun că este uimitor, pentru că se poate și în România, se poate face medicină și mai ales cercetare și totul nu rezidă doar în niște pereți, dar trebuie să existe infrastructură pentru asta. Este uimitor ce ați făcut. Oana Gheorghiu, ce ați făcut este un know-how care probabil deocamdată lipsește în zona statului. Cine
Cine va conduce acest spital pe care l-ați construit cu bani din donații, cu banii românilor, dar și a celor care au vrut să ajute? Acest spital, acest loc în care și noi suntem acum, aparține de drept Spitalului Marie Curie. A fost de la început așa, pentru că am construit pe terenul statului care se află în administrarea Spitalului Marie Curie. Conducerea Spitalului Marie Curie este conducerea și a acestei clădiri. Deci managementul Spitalului Marie Curie, domnul manager Daniel Buzatu și directorul medical profesorul Radu Spătaru, sunt cei care conduc Spitalul Marie Curie. Și atunci, rolul vostru, care va fi în continuare? Pentru că am văzut care a fost rolul până acum. Să construiți un spital. Ați avut această idee de care spuneați că era ușor nebunească la început. L-ați făcut. Iată, avem, stăm în acest spital. Ce vrei să faci în continuare? Rolul în spital, deocamdată în acel spital. Rolul nostru este acela de a susține în continuare Spitalul Marie Curie, cadrele medicale, managementul, de a susține cu mentenanță, pentru că pe o lungă perioadă această clădire va avea nevoie de mentenanță și va avea nevoie de o tranziție către personalul tehnic al spitalului. E ceva cu totul nou. E un spital cu foarte multă tehnologie, dincolo de tot ce povestea Carmen, medicală, este tehnologie la nivel de tehnic, este o tehnologie cu totul nou, cu care cei din biroul tehnic al Spitalului Marie Curie nu sunt obișnuiți. Noi avem o echipă timp de două luni care va sta aici și va încerca să trăinuiască. După cele două luni, dacă ne întreb dacă noi avem vreun cuvânt de spus în cadrul spitalului, dacă să spunem lucrurile pe nume, nu avem în mod formal niciun cuvânt de spus. Deci voi ați făcut spitalul, ați luat cheia și ați dat cheia statului român. Da, da. Dar la nivel informal, cred că avem foarte multe lucruri de făcut și de spus, pentru că noi suntem, de fapt, reprezentantele celor 350.000 de oameni care au donat și e o mare responsabilitate. Faptul că am construit acest spital și că el e în administrarea statului român, nu înseamnă că noi nu mai trebuie să avem grijă de el. Noi avem obligația să avem grijă de această investiție. Suntem foarte conștiente că Spitalul Marie Curie, cu resursele pe care le are orice spital public din România, nu ar putea să aibă grijă de această clădire așa cum trebuie. Din fericire, și managementul Spitalului Marie Curie conștientizează acest lucru și știe că noi trebuie să continuăm acest parteneriat, așa că suntem cumva, rămânem aici, cum zicea Carmen, vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, căsnicia trebuie să meargă mai departe. Da, da. Hai să lansăm o provocare. Ia, yeah, ia. Yeah. Și te întreb pe tine și pe cei care ne văd. Cum ar fi ca acest spital să aibă în bord o asociație? E posibil acest lucru? Legal în acest moment nu. Dar există modele europene care, da. Deci dacă niște cetățeni vor și construiesc un spital și îl donează statul, așa cum ați făcut voi, ei nu au niciun punct de spus după ce spitalul... În acest moment nu. Legislația din România este una învechită. Legea sănătății din România, cea care guvernează felul în care se întâmplă managementul unui spital, este din 96 și are 2000 de modificări. Deci vă dați seama, o lege în care au fost modificate de 2000 de ori articole. Este aproape imposibil de... Câți miniștri au fost de când ați început voi să ca 12 miniștri și spuneam într-o postare zilele trecute, așa cu un soi de năduf, că l-așteptăm pe al 13-lea, poate cu noroc. De ce poate cu noroc? N-ați avut noroc cu cei 12 miniștri? Noi credem că am avut noroc, căci iată-ne acum vorbind dintr-un spital care e funcțional, dar dincolo de noroc am fost foarte perseverente și vom continua să fim și noi chiar credem că e necesar acest parteneriat dintre Asociația Dăruiește Viață, Spitalul Public, Ministerul Sănătății. Cine să schimbe legea? Hai să ne uităm la politicieni. Parlament. Și să le propunem această schimbare care să aducă eficiență într-un spital public, pentru că eficiența înseamnă calitatea actului medical. Eu stau să mă gândesc dacă venim cu această schimbare, dacă voi veniți cu această schimbare și asupra legii, va fi de ajutor pentru statul român să aibă pe cineva din societatea civilă în administrația spitalului sau va fi o problemă pentru ei? Pentru că ar putea spune... Ambele. Da. De ce o problemă? Va fi o problemă și o provocare, mai ales.
Pentru că ceea ce am simțit tot timpul și cred că la un moment dat a și fost verbalizat în relația cu spitalul, că uneori suntem cu două viteze, noi cei care venim din mediul privat versus cei de la public care... Viteze în plus, două viteze în plus bănuiesc. Da, e o precizare pe care da. Cred că ar însemna o schimbare de mindset în care oamenii s-ar uita așa cum se uită în mediul privat la eficiență, la etică și la calitatea actului medical. E absolut normal să te uiți pe cifre, să te uiți ce rată a infecțiilor nozocomiale am acum, unde vreau să ajung și cum vreau să ajung. Să te uiți care e mortalitatea, care sunt în cancer, de exemplu, foarte mult se studiază acum, ok, am salvat copilul, 94% rată de supraviețuire, dar care sunt efectele secundare? La lucrurile astea ar trebui să începem să ne uităm și să nu le mai evităm și atunci cred că ar putea fi o provocare, dar care în cele din urmă ne va aduce un mare bine tuturor. Și trebuie să spun, iartă-mă că te întrerup, trebuie să spun că nu doar că vedem cum poate fi legea asta schimbată și cum ar trebui să funcționeze un spital, ci am pus pe masa ministrului Rafila, asta voiam să pentru întreb. Că mi-e ciudă, mi-este ciudă cumva, pentru că ministrul Rafila nu a văzut oportunitatea pe care a avut-o de a face primul parteneriat. Hai să spunem cu subiect și predicat, da. Care a fost oferta pe care a spus-o pe masa ministerului? Ați fost cu o ofertă de schimbarea managementului. În ce a constat? Dar nu de schimbarea managementului. Cum a fost? Așa, ca să înțelegi. A fost o ofertă prin care propuneam un proiect pilot. Ce înseamnă așa. Proiect pilot? Testezi ceva la nivel mic. Nu te apuci să schimbi legea și după aia îți dai seama, stai că am făcut prost și a greșit. La nivelul secției de radioterapie nou înființată la Marie Curie, care nu poate să funcționeze fără o schimbare de legislație, din niște motive care țin în primul rând de salarizare, dar nu detaliem acum că nu e important. Pornind de la această secție, ne-am dus cu un proiect de fel de a face managementul unui spital, care pornea de la ideea că trebuie să faci un consiliu de coordonare, de supraveghere, cum vrei să spui, din care să facă parte Ministerul Sănătății, să facă Spitalul Marie Curie și Asociația Dăruiește Viață în cadrul acestei secții, pentru că aici noi eram cei care am investit. Pornea cu acest tip de gândire, de organizare extrem de sănătoasă, introducea guvernanța corporativă. Ce face guvernanța corporativă în sistemul public? Există. Ce face ea în sistemul, ce poate ea să facă în sistemul de sănătate, în sistemul public de sănătate, este să seteze acele mecanisme care să prevină erorile, să prevină corupția, să introducă etica la nivelul gândirii, organizării. Care a fost răspunsul, Oana Gheorghiu? Timp de un an de zile am primit amânări. Mai vrem un text, mai scrieți ceva. Poate că trebuie să scriem un ordin de ministru, poate că ar fi bine să ne ajutați să scriem un HG. Nu am primit un răspuns niciodată în scris, nimic. Nici deci, da, nici nu. Nici da, nici nu. Totul a fost pe vorbe. Într-un final am ajuns la cancelaria primului ministru și trebuie să spun că am primit deschidere acolo și există o deschidere din partea cancelariei și bănuiesc că și a primului ministru. Ați vorbit cu domnul Marcel Ciolacu? Nu am. Am vorbit cu el atunci când ne-am întâlnit pe legea finanțării ONG-urilor și am povestit despre proiect și am găsit apoi deschidere. Țin în legătura cu cancelaria. Dacă ar fi, iată, avem camera, suntem într-un interviu, un mesaj pentru Marcel Ciolacu, unul care să rezolve și această problemă, una pur legislativă, dar care ar ajuta foarte mult sistemul sanitar din România. Care ar fi acel mesaj? Din câte am înțeles, domnul prim-ministru susține, are deschidere pentru a implementa acest proiect, ne lovim puțin, bariera este la nivelul Ministerului Sănătății și probabil că primul ministru ar trebui să aibă o decizie mai fermă privind ceea ce are de făcut Ministerul Sănătății. Pentru că știți cum este când departamentul juridic al Ministerului Sănătății zice, îți aruncă dosarul și zice, mai modificați, că altfel vă dau negație, ca și cum te duci cu ceva pentru tine, te duci să obții ceva pentru tine, ori noi propunem ceva care ar fi bine pentru sistemul de sănătate. Este uimitor. Mergeți, ați făcut un spital, mergeți să donați, să dați bani, să îmbunătățiți un sistem din România care ar putea să funcționeze mai bine și aceasta e atitudinea? Da, ceva de genul ăsta. Mai fate, oricum primiți donație, dacă primiți negație dacă îl lăsați așa. Adică, din păcate, oamenii
Știți că folosea ministrul Rafila prezumția de bună credință. Din păcate... În ceea ce vă privește. În ceea ce ne privește. Adică păi, cumva... Rău? Păi asta zic, că prezumția e ceva. Dar la nivelul discuțiilor ăsta nici păcar prezumția de bună credință nu este. Te bănuiește din start că te-ai dus cu un proiect și vrei ceva. Nu vrem nimic decât să facem ca această secție de radioterapie să pornească și să încercăm să vedem... Bun. Cum funcționează? Și știi ce am pus la dispoziție? Know-how, experți, bani. Am zis, nu vrem bani de la Ministerul de Finanțe, că știm că o ducem greu și noi. Punem noi și finanțarea și testăm. După un an de zile vedem ce a mers, ce n-a mers. Dacă ceva nu e bine, mai ajustăm până ajungem la un model viabil pe care să-l replicăm la nivelul unui spital și la nivelul sistemului de sănătate. Ministrul Rafila a avut această oportunitate, nu știu de ce n-a avut încredere să o încerce, pentru că era o propunere fără niciun fel de risc. Sper că acest mesaj pe care l-am auzit acum să ajungă în cancelarea guvernului, sper să vedem, așa cum Carmen Uscatu de fiecare dată când am făcut câte un interviu, s-au rezolvat lucrurile, pentru că numai discuția publică și transparentă ajunge să rezolve anumite situații în țara asta. Și despre asta vreau să întreb. Spitalul a fost gata în noiembrie anul trecut, da? Aproape decembrie, și de atunci, abia astăzi, deci astăzi este prima zi când funcționează cu adevărat. A trecut atâta vreme. Stând și privind în spate, s-au pierdut niște luni foarte, foarte importante pentru unii copii. Nu știu dacă este momentul să căutăm vinovați, dar putem să găsim și să tragem niște concluzii și niște învățăminte. Care ar fi acelea? Mă gândeam în tot acest timp în care vorbeai și spuneai de lunile care trec și în cancer lunile care trec se măsoară în șanse mai mici la viață și în radioterapie, acel proiect care nu se deschide, iată, și în care ar trebui să se trateze 30% din copiii care se îmbolnăvesc de cancer anual. Și fără radioterapie șansele acestor copii scad. Și mă gândeam în timp ce vorbeam și la faptul că împreună am reușit să aprobăm, acum în pandemie eram și era domnul ministru Tătaru și noi luptam atunci, nu știu ce luptam, că noi tot timpul parcă ne luptăm așa, luptam să obținem aprobarea structurii de personal pe radioterapie. O structură de personal pe care noi am propus-o cu psiholog, cu kinetoterapeut, cu nutriționist, în afara personalului dedicat strict radioterapiei, medici, fizicieni, tehnicieni, asistente. Și tot nu mai primeam un răspuns. Inițial au zis, ați scris prea multe pagini, doamna Uscatu, 14 pagini. Reduceți. La cât? La 4? La 4. După ce am redus la 4, n-a fost suficient, că tot nu primeam răspuns. Și după presiunea mediatică am primit aprobarea în final pe acea structură de personal care, iată, pentru prima dată în România include kinetoterapeut, include nutriționist, include psiholog. Deci se poate și la stat. Și mă gândeam cum lunile trec și... Cum nu ne punem noi și tu ai copil, nu știu dacă domnul Rafila are copil, nu știu dacă domnul prim-ministru Ciolacu are copil, dar cred că cel mai repede am face ca aceste luni să nu mai treacă în zadar, dacă ne-am pune o întrebare simplă. Ce ai face tu dacă copilul tău s-ar îmbolnăvi astăzi de cancer? Și când îți pui această întrebare... Cred că nu mai trebuie să treacă luni de zile ca să dai voie unui spital să funcționeze. Da. Mă gândeam și știu că ați luptat atât de mult și că sunteți luptătoarele și, într-adevăr, nu e un cuvânt potrivit când vorbești despre construcția de spitale, să lupți. Care ar trebui să fie cuvântul potrivit? Cum ar trebui să meargă lucrurile, Oana Gheorghiu? Cum ar trebui să fie într-o țară normală? Bine, într-o țară normală, probabil că statul ar face un spital ca acesta, da? Dar cum ar trebui să se desfășoare lucrurile astfel încât să nu treacă aceste luni despre care vorbea Carmen Uscatu, esențiale, mai ales când vorbim în șansele la viața unor copii? Într-o țară normală,
Cred că nu ar exista prezumția de bună credință pentru cineva care a reușit să convingă oamenii să doneze, să construim un spital. Într-o țară normală, eu sincer mă așteptam că atunci când anunțăm că am terminat, vor veni ministerul, autoritățile să întrebe cum putem să vă ajutăm în acest moment. Apropo, a venit cineva nu, de la... N-a venit nimeni. De când e gata spitalul? De la minister, de la guvern? A venit cineva aici să vadă? Nu i-am invitat să vadă. Aici nu ne-am dorit să vină politicienii pentru că n-au contribuit cu nimic la acest proiect și ni s-a părut incorrect față de sutele de mii de oameni care au donat nu pentru ca să vadă... Nu asta, nu te ieri de n-au venit, nu i-am invitat. Curiozitate. Da. Vreau să văd ce s-a întâmplat aici, pentru că s-a vorbit foarte mult în presă despre acest spital, dar de curiozitate... Ministrul Rafila a fost. Da. A fost. Ministrul okay. Rafila, dar n-a fost acum. A fost, cred că, în 2022. A venit. Okay. L-am invitat să vadă, tocmai în dorința noastră de a face parteneriat. Dar eu mă așteptam ca autoritățile vină, hai să vedem ce-i de făcut, care-i procedura, astfel încât să dăm drumul cât mai repede acestui spital, dacă tot este gata. În loc de asta, după cum știi, am primit amânări și mi-am dat seama că și noi am intrat, ni se mai cerea o situație și încă o situație și am intrat în jocul ăsta cumva o vreme. De ce ați intrat? Pentru că nu voiați... Pentru că nu ne dădeam seama. Cum e? Știi cum este că și cu abuzul ăsta uneori nici nu-ți dai seama că ești abuzat. Știi? Ci se pare că lucrurile așa trebuie să fie. Vrei să fii conform cu originalul. Și am dat și încă o situație, și încă o situație, și încă o copie și... Până la un moment dat, când am dat seama, mai au trecut atâtea luni, ce-i cu noi? Mă rog, a pus capac exact ce spuneam, conform cu originalul. Și ne-am dat seama că am ajuns la un moment la care nu se mai poate. Cred că noi am învățat foarte mult din proiectul ăsta și fiecare etapă a însemnat multă învățătură pentru noi. Eu sper că și autoritățile au învățat și sper că și politicienii au învățat. Nu știu de ce simt nevoia politicienii, unii dintre ei, că nu e bine să generalizez, dar mai ales miniștrii sănătății, au simțit tot timpul nevoia să vină să încerce să dea o palmă și... A fost o luptă menită, așa am perceput-o, poate că ea n-a fost așa, dar percepția era cumva să scadă credibilitatea în acest proiect. Noi în România avem foarte puțină încredere unii în alții. Nu avem încredere în autorități deloc și nu prea avem încredere în instituții. Dar acest proiect a adunat extraordinar de multă încredere. Sunt sute de mii de oameni care nu au dat un vot, au dat bani, e mult mai mult. Și atunci simțeau nevoia cumva să vină și să mai arunce așa o umbră peste acest proiect și trebuie să le mulțumim oamenilor că au continuat să aibă încredere cu toate aceste bătălii, să mulțumim presei că a avut încredere și că a fost acolo lângă noi când a fost nevoie. Și eu sper că măcar acum, după atâtea etape, au învățat ceva și autoritățile. Sper din toată inima. Da, sper și eu, sperăm și noi, toți cei care ne urmăresc. V-aș asculta foarte mult pentru că este foarte interesant ce povestiți și cu siguranță e interesant și pentru politicieni să vă asculte, dar ne apropiem de final și vreau să ascult și despre viitor, pentru că există un viitor, înțeleg că nu veți avea teoretic deocamdată, nu știu, rolul vostru este incert aici, nu m-am lămurit care este. Deci, cuvântul ăsta incert știi că a fost folosit și de autorități. Că... Da, nu înțeleg ce veți face aici în continuare, probabil că nici voi, dar... Cu siguranță aveți planuri pentru alt spital. Deci voi nu vreți să vă opriți, vreți să construiți alt spital. Care sunt planurile pentru următorii, nu știu, 5 ani, că era vorba de 5 la odată, pentru următorii 5 ani în ceea ce vă privește, Carmen? Am putea să vorbim chiar de viitorii 10 ani, așa, dacă bine. Vrei, pe planuri concrete. Pentru că ceea ce ne propunem noi la acest moment... Și de fiecare dată, și ne propunem nu pentru că ne-a fost ușor în acest proiect, ne-a fost foarte greu, dar de fiecare dată ne-am întors cu gândul la motivul pentru care facem ceea ce facem și asta cred că ar trebui fiecare om să se gândească când trece prin lucruri grele, să se gândească pentru ce face. Și când ai în spate un asemenea motiv pentru care faci, lucrurile se simplifică. Pentru că
așa ne-am și oprit din jocul ăsta al, al actelor, când ne-am dat seama că tot să transmiți acte, 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 nu o să crească rata de supraviețuire în cancer la copii. Și ne-am oprit și am zis, hai să facem ceva, să deschidă spitalul. Vrem să mai facem încă o clădire aici la Marie Curie. La fel de mare? Mai mare. Chiar mai mare. Mai mare pentru că au rămas multe specialități medicale în vechea clădire, a rămas farmacia, a rămas laboratorul de patologie și laboratorul de analize generale, a rămas depozitul de medicamente și materiale. Să-i putem, să se poată muta toți într-o infrastructură nouă, iar în vechea clădire, de aia ziceam de 10 ani, în a treia fază a proiectului, cum ar veni, să putem renova vechea clădire, să oferim spații de cazare părinților și copiilor care vin din țară. La acest moment, în Marie Curie, 50% din copiii care se tratează aici sunt din afara Bucureștiului. Această rată cu siguranță va crește. Să putem oferi spații de training pentru personalul medical și nemedical și, cum spuneam, spații pentru cercetare. Este absolut necesar. Aceeași întrebare, Oana Gheorghiu. Următorii 5-10 ani, care sunt planurile pentru voi? Păi, cum zicea Carmen, o să construim, continuăm să construim, sperăm să fim lăsate să construim, că mai e și asta, știi cum e, trăim în România, totul e posibil. Am învățat să facem asta, știm să o facem bine, cred că o putem face și mai bine, dar ne dorim nu doar să construim, ci să generăm un pic de reformă și ne dorim foarte mult un parteneriat cu statul român. Nu știu. Nu să luptați. Nu, nu mai vrem să... Dar noi nu am dorit niciun moment să luptăm. Ne dorim un parteneriat și ne dorim un ministru al sănătății care să nu mai pornească de la ideea că avem nevoie de o prezumție, că noi nu avem nevoie de nicio prezumție, avem nevoie doar de oameni cu care să lucrăm. Sperăm ca acest proiect pilot să poată fi implementat și sperăm într-o reformă în sănătate, pentru că facem de 35 de ani anul ăsta, facem de 35 de ani același lucruri la fel, fix la fel, și tot sperăm să ne fie mai bine. Cred că e definiția nebuniei. Trebuie să schimbăm ceva, dar nu putem să schimbăm peste noapte. Trebuie să schimbăm cu pași mici, testând, văzând ce merge, ce nu merge, și cred foarte mult că, eu cred foarte mult, sunt optimistă din fire și cred că putem face asta. Și eu sper că va veni și acel ministru, sau poate acesta peste noapte își dă seama că putem face lucrurile mai bine și vom reuși să colaborăm. Da. Oana Gheorgheu, Carmen Uscatu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, dar cel mai mult vă mulțumesc că ați făcut un spital. Mulțumim și noi. Și mulțumim și mulțumim tuturor celor care ne-au susținut până acum și aș vrea să profit de această ocazie și să spun că până la 25 mai 3,5% da. Oamenii pot intra pe dăruieșteviață.ro și le ia 3,5 minute, zicem noi, ca să rimeze, dar le ia mult mai puțin să completeze formularul. Pot dona prin SMS la 8864 cu mesajul spital, 4 euro lunar. Am strâns peste 20 de milioane de euro din SMS, iar companiile pot încă completa până pe 27 iunie declarația 177 și să dea din impozitul de pe anul trecut. Da. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi!